fost o aventură super mișto pentru că toată lumea mă întreabă, mamă, cel mai tare a fost să vezi Aurora, nu? Bă, a fost tare, dar nu asta a fost cea mai tare chestie, ci faptul că am cunoscut oameni excepționali, de la oameni super săraci, de la noi. Am mers cu nene din Brașov până în Făgăraș, care, nu știu, avea atâta stratul de pământ în mașină, adică stăteam pe pământ în mașina aia, pentru că omul căra cartofi cu aia, ne și povestea că, bă, mă duc pe câmp, mai caut cartofi, duc, îi... Na, și ne-a cerut și el, la sfârșit așa, cumva timid și mai subliminal, că, băi, aș bea și o bere, știi? Călătorind destul de mult cu autostop, m-am prins deja, știi? Și când ne-am dat jos din mașină, am lăsat 10 lei acolo și când a început el să-mi zică, băi, știi că nu, zic, stați niște, v-am lăsat banii pe banchetă. A, bine, băieți, Doamne ajută, drumul. În fine. Singurii și... bani pe care i-ai dat? Da, singurii bani. În 6.000 de kilometri. Ai dat unui om care... Da, nu, da, da, nu, nu-mi pare rău de ei, știi? Și după aia am cunoscut foarte mulți, foarte mulți oameni. Ne-am dus la un moment dat cu un tip care cred că era ceva baptist sau protestant, oricum asculta muzică religioasă de-a lor, care e mișto, știi, dar avea o singură casetă. Din Deva până la Linz, unde ne-a dus el, să asculte aceeași casetă, era puțin cam prea mult pentru credincioșii din noi, ca să spun așa. După aia ne-au luat... Și m-a surprins foarte tare chestia asta. Ne-au luat două gagici, studente. Una dintre ele studia la Viena și ea a zis că și-a luat o prietenă și a zis să o ajute să se mute. Acum se întorceau înapoi. Erau din Stuttgart ele. Și am stat și tot așa. Am vorbit cu ele, ne-am dat seama că și ele au hipster și ele au cocalari. Și... Adică îți dai seama de niște chestii pe care așa de la televizor sau de pe internet nu le vezi, știi? Ne-au povestit cât de greu e și la ei să faci o facultate, că nu e atât de ușor, că la ei costă și costă mai mulți bani decât costă la noi, că la noi e, poate să facă oricine o facultate. Și ne-a surprins că au avut curaj, două fete, să ia doi băieți, vlășgani, eu și cum bine Gabi e mai mare puțin, să ia la, cu autostopul și să ia la ocazie, cum zicem noi. M-a fost super ciudat. Și au fost chiar drăguțe, ne-au băgat până în München, știi? Mergeam tot așa în perioada Oktoberfestului și ne-au băgat până în München, au ocolit vreo 30 de kilometri doar ca să ne lase pe noi cât de cât ok, știi? După aia am stat la München, am băut bere, că na, de aia ne-am dus la München. Și după aceea, după câteva ore bune de stat într-o parcare, cred că vreo 5, ne-au luat un cuplu de nemți, tot așa studenții ei, care veneau dintr-un tur al Europei, foarte drăguți, ei învățau la Dresden și erau din Berlin, ne-au rugat să dormim la ei seara în Dresden, ca în fața blocului, o curte și putem să punem cortul acolo. Dimineața când m-am trezit a venit un vecin de-a lor, m-a mirat complet chestia asta. Și gazdele tale unde sunt? Păi știi că dorm, a fost cele la un party aseară. Păi hai că ți-aduc eu cafea, vrei și lapte, vrei? A venit omul ăla, mi-a adus cafeluță, mi-a adus. Eu stăteam și chiar scriam articole pe blog, știi? Și am, băi, la noi dacă te-ar venea un vecin de ăsta așa dimineața, ce cauți aici? Ia, strângeți și pleacă, știi? Stai tu la mine în fața blocului, știi? Că na. Oricum, foarte, foarte primitori oamenii. Păi ne-am chinuit puțin să ajungem la Rosenborg ca să trecem în partea cealaltă. Nu la Rosenborg, scuze, la Rostock. Să ajungem în Danemarca. Din Danemarca ne-a luat un nene care era mare fan de fotbal și era microbist și știa de Hagi, știa de Mutu și ne-a povestit, da, că România e o țară foarte bună și chestii de-astea super ciudate. Și după aceea am ajuns în Copenhaga, ne-am făcut de cap acolo. În Copenhaga am văzut o chestie foarte tare, apropo de bloguri și asta, ei au foarte, la ei cei mai tari blogger sunt bloggerii de fashion. Ne povestea tipul ăsta la care am stat că bloggerul, de fapt o bloggeriță, câștiga 40.000 de euro pe lună doar din bannere, fără advertoriale, doar din bannere. Adică suntem aici, știi? Să trecem. Și tipul asta a făcut o chestie foarte tare.
la dimineața, ea când se ducea la muncă, observa că toată lumea aruncă ceștile alea de cafea, paharele de cafea, le aruncă în gunoi și gunoaiele publice se umpleau foarte repede. Și a făcut ea un tub repede, l-a pus undeva unde de obicei se oprea ea să arunce, l-a pus lângă și bla bla. S-a dus, l-a pus odată, a venit primăria la, da, de acolo, a mai venit, l-a mai pus odată, a venit primăria la, da, de acolo. Deși chestia funcționa, oamenii nu mai puneau un coș de gunoi, puneau acolo, se strângea foarte bine. Și atunci a scris pe blog, a, uite că aș vrea să fac asta, nu știu ce. Și a găsit un sponsor, primăria și încă cineva, cred că o bancă, dacă mă înșel. Oricum, a găsit pe cineva care i-au dat o căruță de bani pentru idee și au implementat asta în toată Copenhaga. Și acum, în Copenhaga, când mergi, din, nu e chiar la fiecare coș de gunoi, dar din vreme în vreme vezi câte un coș de gunoi cu un ăsta de plastic. Pentru să pui... Mi s-a părut foarte tare, știi? Adică bloggerii s-au implicat mai mult de hai să scriem pe blog despre chestii, nu, hai să facem ceva pentru orașul ăsta, știi? Și foarte, foarte mișto. Cam ce face Tudor la Sibiu. Da. Așa, am fost la Copenhaga. Ne-a plăcut foarte mult acolo. E altă lume, altă civilizație. Na, asta e mișto, că treci așa din România, Ungaria, Austria și vezi așa puțin cum nivelul de trai crește. Și mai ales când mergi, că dacă mergi încolo spre Franța, Spania, nu e wow, nu e diferența chiar atât de mare. Și dacă, cu cât mergi în nord, în care oamenii chiar nu mai au nicio treabă, foarte bogați toți, ușor, ușor îți dai seama cam către ce ar trebui să tindă o țară, știi? Sau asta cel puțin e părerea mea, că Norvegia o duce foarte bine și sunt foarte tari în tot ce fac, știi? O chestie foarte tare, după ce am ajuns, apropo de oameni interesanți, din Copenhaga până în Malmo, ne-a luat un nene cu o gagică, erau într-un Volvo, nu știu exact ăsta, un de ăla de dricuri, la noi cred că folosesc oamenii să ducă morții. Prăfuit, vai de mama lui, știi? Bine, am mers noi până acolo, ne-am dat jos, aveam stickerele cu Hitchhiking to Aurora Borealis. Să-i dăm și lui un sticker, zicem, bă, nene, uite, ne ducem pe acolo să ne urmărești, știi? Și zice nenea ăsta, a, păi am și eu un site de ăsta de travel. A, ia uzi, cum îi zice? Momondo.com. Dar nu e site-ul ăla super tare pe care îți cauți zboruri de avion al treilea, al patrulea din lume? Ba da, ăla-i. Dar nu l-ați vândut cu vreo 60 de milioane de euro? Ba da, ăla-i, da, încă mai sunt acolo, e bine. Păi, adică... un super om cu super mulți bani mergea într-o Dacia 1310, știi, îmbrăcat așa foarte simplu, care lua oamenii la ocazie, știi? Eram, băi, oamenii ăștia chiar sunt altfel decât suntem noi, știi, construiți. Și asta m-a dat peste cap faptul ăsta că ne-a luat la ocazie. Plus că gagică sa ne zicea că are un fiu și logonica lui Fiso e din România și era foarte încântată de români. Da. După aceea ne-a luat o tipă, iar foarte ciudat, o tipă ne-a luat, ne-a dus până undeva la Göteborg și singur în mașină a luat doi băieți, știi? Ea a zis, băi, v-am luat că mi-e somn și să stați să vorbiți. Zice, nu înțeleg, puteți să vorbiți în română, nu mă interesează, doar să aud eu voci că de radio se săturase, să pot să merg mai departe. În fine, tipa foarte mișto, a avut un accident acum câțiva ani, a rămas paralizată, ca să treacă peste asta s-a apucat de kayak noi, la un moment dat a ajuns super campioană, bla bla bla. O poveste care nu te aștept să dai vreodată peste ea, știi? Într-un final am ajuns în Oslo, unde am avut foarte mari probleme să găsim unde să dormim, așa că am dormit într-o stație de metrou, ca doi boschetari. Dar asta e, am stat și am mâncat acolo pe o băncuță ce ne luase noi din Danemarca. Am auzit că în Norvegia e foarte scump și atunci hai să luăm provizii după noi. Oamenii când mergeau dimineața la muncă ne vedeau acolo cum dormeam, noi n-aveam nicio treabă, ne curgea din gură de somn ce ne era. Și în Oslo am avut foarte mari probleme să plecăm de acolo pentru că... Na, nu știu, oamenii, din ce am înțeles, nu prea opresc sau nu prea au treabă cu autostopiștii. Am stat vreo 9 ore într-o parcare și aici s-a întâmplat o chestie care mie mi s-a părut cea mai tare chestie din toată excursia asta.
La un moment dat a venit un nene la noi și a zis, băi băieți, uite, nu vreau să vă simțiți prost, dar vreau să vă dau niște bani să mergeți, uite, aici la McDonald's sau unde vreți voi să mâncați, știi? Și zic, ok, na, mulțumim, nu știu ce, știi? Că ne-au început de să ne povestească, știți că am fost și eu ca voi și am făcut autostopul și știu ce înseamnă și... Mulțumim. E, asta pare super mișto, nu? Zic, bă, uite ce oameni drăguți. Nu, cea mai tare fază e că în tot timpul ăsta el era cu fiul său de mână și făcea gestul ăsta cu fiul său de mână. Și pentru mine a însemnat o lecție pentru ăla micu în care zici, bă, știi, tată, ăștia care stau pe marginea nu sunt neapărat niște ultimii, necanii, ultimii da. Oameni pe care n-ar trebui să-i bagi în seamă, știi? Nu, tocmai ajute că, uite, ce fac, știi? Deci aia mi s-a părut o chestie super, super tare pe care mine, pe mine personal m-a marcat foarte mult, știi? Ei își cresc altfel copiii, sau nu știu, poate am văzut eu că își cresc altfel, dar ăsta a fost exemplul suprem de cum ar trebui să fie om cu alți oameni, știi? Na, în fine, am reușit să plecăm din Oslo, am avut foarte mult, am circulat după aceea noaptea pentru că ziua nu găseam, nu ne lua nimeni și doar noaptea mai găseam câte un tirist care se încumeta și el să ne ia și să ne ducă mai departe. A fost destul de aiurea și cel mai rău mi-a părut faptul că nu am putut să vedem o parte din Norvegia pentru că mergeam doar noaptea, știi, și nu vezi nimic. Am văzut-o la întoarcere când am zburat peste. Nu se pune, dar totuși. După aia am ajuns la Nordcap, unde am stat prin Couchsurfing la niște oameni care au fost foarte, foarte ok cu noi. Nu ne-au decât într-o zi ne-au lăsat să plătim. În rest au plătit, ei ne-au dat băutură, mâncare, bla, bla, bla. Unul dintre ei, alt om lovit cu pucul, 57 de ani, plecat de 33 de ani de acasă, a văzut vreo 80 și ceva de țări, a locuit vreo 5-6 ani în China, ne povestea cum în China la un moment dat s-a gândit și el că vrea un copil, a vorbit cu o chinezoaică, a fost de acord pentru că dacă făcea copil cu ăsta, lua cetățenie și putea să plece, a făcut copilul, au stat 2 ani împreună, după aia a zis, tipa, bă, știi, dar eu nu vreau să renunț la copil, așa că... Adică tot era așa un troc, știi? Tu îmi dai cetățenie, eu îți dau copilul, suntem... Frate. Da, știi? E, cum a ajuns omul ăsta la Nordcap? Cu un an înainte să ajungem noi, a făcut Stockholm, Nordcap, pe jos. Iarna. Că atât de lăzit. Ceva kilometri. Și când a ajuns la Nordcap, tipul proprietarul casei, a auzit de el că îi citea blog, avea și el un blog, îi citea blogul și a zis, băi, Alan, hai la noi, hai la mine, stai aici, nu știu ce. Lui Alan i-a plăcut și de un an de zile stătea acolo, știi? Și el cum își plătea totul? A zis, băi, eu n-am bani, n-am venit și peste tot unde mă duc, le zic la oameni, eu vreau să stau la tine pe cazare, mâncare, țigări, băutură. Și eu îți fac tot ce vrei tu în casă. Și omul era un meșter de ăsta. Și i-a făcut la ăsta în casă, ne-a arătat poze, cum arăta casa înainte, o căbănuță, știi? Și cum a făcut-o după, cu saună, cu tot ce vrea avea acolo. Deci tot ce vrea. Mi s-a părut wow. Na, acolo am mai cunoscut iar un tip, un olandez care venise să ajungă în insulele Svalbard, ceva genul, nume de-astea norvegiene pe care nu pot să le rețin. Oricum e foarte mișto acolo la insule, dar costa foarte mult să ajungi. Și el lucra... Tot n-aveai cum. Sigur n-aveai cum și el lucra cu Alan la diferiți oameni din sat. Vorba vine sat, că erau 30 de case și 10 erau locuite. În satul ăla, în Sarns, lucra cu el ca să își strângă bani să meargă mai departe. Știi? Nu știu dacă a reușit, pentru că la un moment dat nu și-a mai updatat profilul de Facebook. Asta e. Cum am ajuns eu la Nordcap, iar o poveste foarte tare. Gabi nu vroia să meargă pentru că era foarte frig să meargă cu autostopul, plus că acolo mergeau, erau, nu știu, 3 mașini pe oră. Și dacă nu oprea niciuna, mai aștepta încă o oră, ceva de genul. Și a zis, bă, da, eu oricum nu prea vreau să vă Nordcapul, du-te singur, știi? Și zic, bă, da, cu autostopul nu prea merge, am văzut o bicicletă, zic, mă duc cu bicicletă, cât de greu poate să fie cu bicicleta. Câți kilometri erau? 50 dus. Dus și întors. Nu, dus.
50 dus. Doar că nu e merge așa drept, era așa. Îi urca, era diferență de nivel de vreo 600 de metri, cred. Eu nu mai urcasem pe bicicletă de foarte multă vreme. Și am ajuns cu greu. Și, din două motive. Una, pentru că nu aveam antrenament. Al doilea motiv a fost pentru că nu vedeai. Deci era super ceață, super, super ceață. Bătea vântul foarte tare din lateral sau din față, că trebuia să fie și asta. Și era un fel de ploaie, ceva, știi? Și țin minte că la un moment dat m-a apucat să rând niște crampe foarte, foarte puternice. M-am pus pe marginea drumului și într-o secundă, deci n-am auzit nimic decât secunda aia când a trecut autobuzul pe lângă mine, la atâta loc, știi? Și am, Dumnezeule, m-am dat repede pe margine de tot, m-am întins puțin să-mi relaxez picioarele și după aia mergeam cu foarte mare frică să ajung acolo. Când am ajuns acolo, toată lumea, știi, servus, ce faci, bine, cu ce ai venit? Cu bicicleta. De unde? Din Sarns. 50 de kilometri, nu, da. Ești nebun. Păi știi că nu m-a luat nimeni la autostop, da, așa e, dar totuși, na, în fine, am mers, am văzut oarecum nor capul, pentru că era ceață, nu vedeai nimic, de-abia, în poze de-abia se vede semnul din spate, normal, dacă e senin, vezi, că poți să vezi polul nord. N-am văzut nimic. Așa, m-am mâncat pe acolo, mi-am luat niște suveniruri și m-am întors înapoi cu niște, nu mai puteam să dau la pedale, deci eram mort, cu niște studenți, era un ceva program Erasmus, m-au luat ei în mașină și mi-au pus bicicleta în spate și m-au dus până acasă. Și a fost super tare. Și la întoarcere ne-am întors cu avionul. Pe drum am mai avut o chestie foarte mișto, o întâmplare interesantă. Ne-am luat un nene, trebuia să mergem din Norca până în Alta ca să luăm avionul de acolo. Și ne-am luat un nene, știți că eu mă duc până la vânătoare, la 30 de kilometri de Alta, dacă vreți să veniți cu mine. Super, 30 de kilometri, găsim noi de acolo. Ne suim în mașinuță, începe să ne povestească cât de bogați sunt norvegienii, că au bani de toate. Da, nu show-off, dar așa erau oamenii, știi? Adică el ne povestea despre oamenii de acolo, nu că vrea să dea mare. După aceea, la un moment dat, zice, băi, știți, uite, eu trebuie să intru la My Little Cabin aici, la căbănuța mea, că să-mi iau echipamentul de vânătoare, să-mi iau câinele de acolo. Ok. Ne-am zis la Little Cabin-ul lui, care era dita mai vila, cu tot ce vrei în ea, sauna, jacuzzi, you name it, avea tot acolo, Little Cabin, e așa, ziceau Little Cabin, am o căbănuță undeva la munte, vreo 2500 de metri pătrați, glumesc, dar ca să-ți faci o idee, știi? Ne-am dus cu el, foarte drăguț, după aia când plecăm, ne povestește el că, băi, ca să tragi cu pușca aici, te costă o căruță de bani și ai voie să împuși două păsări pe zi. Și ai zis, băi, nene, tu mergi 200 de kilometri aproape dus pe zi, ca să-mi puși două păsări, păi da, știi că pasiune, că câtă pasiune poți să ai să mergi 3 ore, 4 ore pentru două păsări, știi? Plus de asta avea un câine pe care duse 3.000 de euro, aici mi s-a părut puțin aiurea, a dat 3.000 de euro pe el și acum era bătrân și a zis, a, o să mă duc săptămâna viitoare să-mi iau altul. Zic, și cu ăsta ce faceți, îl lăsați la Little Cabin? Nu, nu, îl dau sau o să-l dau la eutanasiat. Și am, păi, le-ați avut, nu știu, 10 ani sau când. Păi da, dar e un câine, doar e, el e doar special de vânătoare, n-am ce face cu el. Și mi s-a părut așa ciudat că s-a gândit la câinele ăla doar ca la un obiect, știi, că nu știu, ca o pereche de mănuși. Cunoști care... și oameni și oameni. Asta zic, știi. Ai cunoscut oameni faini, dar ăsta nu e chiar frumos, nene, ăsta așa. Bă, el era super de treabă și nu era frumos cu câinele, știi, că el așa, în rest, super mișto, știi. Na, și cam asta a fost aventura. Bine, am pierdut avionul în Oslo pentru că stăteam să scriem articole pe blog. Asta e partea a doua. Am stat o noapte în Oslo și ne-am uitat la The Terminal, la film, pentru că dacă tot ești într-un terminal, hai să facem toată treaba. Și am ajuns într-un final înapoi în România. Urmează la brandul Luchinezu. Au avut parte de super aventuri acolo, pe care, sincer, nu cred că le-aș fi avut și iarăși am întâlnit niște oameni interesanți acolo.